Astăzi m-am gândit să filmez un mini haul cu haine, pentru că am cumpărat câteva lucrușoare în ultima perioadă și nu am apucat încă să vi le arăt. Nu sunt foarte multe, dar am vrut să filmez acest haul astăzi, pentru că mai târziu, peste o lună sau o lună și ceva, aș vrea să filmez un haul cu hăinuțe care merg mai degrabă în acest anotimp, așa că o să mai dau câteva ture de shopping până la următorul videoclip cu haine și am vrut să vi le arăt pe cele pe care le-am luat eu momentan, în speranța că poate reușesc să vă dau anumite idei sau să vă inspir, sau poate vă doriți să vă cumpărați articolele pe care vi le arăt eu astăzi și pe unele cred că încă le mai găsiți în magazin, iar linkurile magazinelor de unde am cumpărat eu ceea ce o să vă arăt astăzi o să le pun în descrierea videoclipului ca să știți încă de acum, iar noi haideți să trecem la treabă, pentru că mi-am luat hăinuțele aici lângă mine și sunt pregătite să vi le arăt și vouă, deci să începem! Dacă mi-ați mai văzut videoclipurile de acest gen, știți că mie îmi place să port sacouri și să-mi cumpăr foarte multe cămăși. V-am mai vorbit eu despre colecția mea de cămăși. Așa că, inevitabil, a trebuit să-mi cumpăr un nou sacou și dacă nu în culoarea aceasta superbă, atunci în ce culoare, nu? Și este dintr-un material destul de grosuț și așa cu structură. Evident, la el m-a atras foarte mult această culoare de roz prăfuit, care mi se pare că dă bine în orice anotimp și că poate fi combinată ușor și cu alte culori pe care le am eu în garderoba mea. Are mâneci lungi, dar bineînțeles că eu le port suflecate, pentru că așa îmi place mie. Și se închide cu un nasture care este tot de culoarea sacoului și vine și cu două buzunare pe care cred că trebuie să le descos eu. Deci acesta este sacoul pe care eu l-am cumpărat. Și dacă mă urmăriți pe Facebook sau pe Instagram, cu siguranță m-ați văzut deja purtându-l și îmi place foarte, foarte mult. Așa că mă bucur că am decis să-l cumpăr și că nu am stat prea mult pe gânduri în momentul în care l-am probat. Că tot vă spuneam de ceea ce cumpăr eu în mod normal în materie de haine, evident că din acest haul nu poate să lipsească o nouă cămașă. Am luat această cămașă dungată, este cu un fundal alb și are foarte multe dungi subțiri de un albastru închis. Este o cămașă din Zara și îmi place foarte mult la ea materialul, pentru că este un material mai grosuț și parcă oferă așa un aer mai office unei ținute și îmi plac foarte mult cămășile care dau un astfel de efect. Este din 100% bumbac, așa că nu avea cum să nu-mi placă, iar aici în față la piept are și un buzunar. Iar sub goler imediat are acest detaliu, este un fel de perlă. Mânecile ei sunt lungi și la capătul mânecilor, la manșete, mai are încă două perluțe și dungile la manșetă, după cum se poate observa, sunt puse orizontal. Deci aceasta este noua mea cămașă și bineînțeles că o să o adaug și pe ea la colecția mea de cămăși. Următorul articol este tot din Zara și e tot așa pe stilul mai elegant, mai office. Și este vorba de aceasta, este o bluză roșie, roșie ca focul, să-i surâdă norocul, doar că mai are pe ea câteva detalii foarte interesante care evident că mie mi-au atras atenția. Și mă refer aici la cele patru biluțe pe care le are în partea aceasta stângă la umăr. O să vă fac și un close-up ca să vedeți îndeaproape acest detaliu, care mi-a captat mie așa ochiul, iar o perluță de genul se găsește și la manșeta bluzei și da, bluza vine cu mânecă lungă, este făcută dintr-un material așa mai structurat și el și puțin mai grosut și parcă îți dă așa o anumită postură atunci când o porți și cred că nu trebuie să mai zic că materialul este foarte fin și fluid și elegant și mă simt super bine atunci când o port. Cu toate că este o bluză roșie simplă, mie mi se pare că aceste detalii o fac așa mult mai chic și mult mai specială, așa că da, îmi place foarte mult, deja am purtat-o, dar cred că am purtat-o doar o dată până acum și m-am simțit foarte bine în ea, așa că dacă vă căutați niște bluzițe mai elegante, uitați-vă pe site-ul celor de la Zara, că sigur o să găsiți ceva pe placul vostru. În haul-ul de astăzi am să vă arăt și un plover, cu toate că poate o să ziceți ok, dar afară se încălzește din ce în ce mai mult. Într-o zi puțin așa mai friguroasă, un plover de genul cu o cămașă albă pe dedesubt, lăsată doar așa să-i se vadă gulerul și poate puțin în partea de jos, eu zic că merge foarte bine. Iar ploverul este frumusețea aceasta de un albastru cuceritor. M-ați văzut deja purtându-l într-un videoclip, mi se pare super. Îmi place foarte mult această nuanță de albastru și are și dungile acestea orizontale cu alb. Materialul din care este făcut e foarte pufos și foarte moale. Îți vine să stai numai în el pentru că îți oferă așa un super confort. Și nu e un plover din acela super oversize, dar nici un plover prea mulat. E undeva între și între, nu știu, mă simt foarte, foarte bine în el. Iar acum încercați să faceți un exercițiu de imaginație și să vă gândiți cum ar da un guler alb de cămașă aici și eventual cu câteva broșe sau accesorii puse pe gulerul cămășii, eu cred că
merge foarte, foarte bine. Și cred că am uitat să specific, dar plovărul acesta este luat din H&M. Și tot din H&M am luat și hanoracul acesta roșu din catifea, cu care la fel m-ați văzut într-un videoclip și pe care l-am purtat de foarte multe ori de când l-am cumpărat, dar efectiv m-am îndrăgostit de el. Îmi place foarte mult, bineînțeles, și nuanța aceasta și simt că este o culoare care mi se potrivește și care parcă îmi scoate așa ochii în evidență. Dar bineînțeles că eu m-am topit după catifeaua aceasta din care este făcut hanoracul. Vine și cu gluga aceasta destul de măregică, care la fel îmi place foarte mult, iar în față are un buzunar din acesta foarte mare. Și ca orice hanorac, bineînțeles că vine așa mai lejer și te face să te simți comod și relaxat. Și cred că acesta este unul dintre motivele pentru care am ajuns eu să-l port atât de des de când l-am cumpărat. Deci acesta este hanoracul meu superb roșu de care eu m-am îndrăgostit. Voi ce părere aveți? Am terminat cu bluzele, cămășile și, mă rog, lucrurile care pot fi luate în partea de sus și trecem la partea de jos. Și vreau să vă arăt în primul rând o pereche de blugi. Este o pereche de blugi pe care am luat-o din Stradivarius și sunt blugi din aceea cu o talie foarte, foarte înaltă. Mie îmi plac extrem de mult blugii care au o talie mare pentru că pe mine mă avantajează și dacă am găsit un lucru care să mă avantajeze, de ce să nu-mi cumpăr mai multe modele și mai multe nuanțe și texturi și așa mai departe. Sunt făcut dintr-un material destul de elastic și vin foarte strâși pe picior, dar mie îmi place lucrul acesta. Au și două buzunare în față, dar au și două buzunare în spate, iar pe lungime au așa câteva zgârieturi, le-a zice eu, cum ar fi în partea aceasta sau aici mai jos, doar că pe un picior are într-adevăr o ruptură, care nu mă deranjează, mi se pare foarte ok, și în partea de jos au tot așa un aspect din acesta mai destrămat, care de asemenea îmi place și dacă vreau pot să-i port așa sau pot să întorc marginea de jos a blugilor și să nu se vadă, deci pot să-i port așa cum doresc eu și bineînțeles că și pe ei i-am portat de câteva ori de când i-am cumpărat și mă simt foarte bine în ei și îmi plac super mult cum vin pe corp. Tot așa pentru partea de jos am încă o pereche de pantaloni, doar că aceștia nu sunt din blugi, sunt chiar mai mulați, sunt un fel de colanți și de ce le zic așa? Pentru că sunt foarte, foarte elastici, dar cu toate aceștia sunt foarte groși, ei chiar au structură și formă de pantalon și imediat vi arăt mai bine. Așa arată ei în partea din față și după cum se poate observa vine și cu această curea, care să știți că într-adevăr își face treaba, adică ține bine pantalonii pe tine, dar vin și cu fermoar și fermoarul este așa foarte subțire și pot să zic că și subtil. Pantalonul evident că este lung, iar pe lungime, pe mijlocul lungimii, are efectiv o dungă care creează impresia de picior mai lung sau nu știu, cel puțin așa îmi dă mie impresia și dunga aceasta parcă face pantalonul să pară așa puțin mai office pentru că pe mine mă duce cu gândul la pantalonii aceia drepți, pantalonii la dungă, așa că eu îi port cu mare, mare drag și cu toate că vin foarte strânși pe corp, mie îmi plac super mult și i-am purtat deja atât la facultate cât și la anumite evenimente. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l arăt în materie de haine este o fustă, iar apoi o să vă arăt o pereche de încălțăminte, dar să le luăm pe rând. Deci fusta este aceasta și cred că am uitat să specific că pantalonii aceia în carouri sunt tot de la Stradivarius și fusta este tot de la Stradivarius. Cred că v-ați dat și voi seama singur de ce am ales eu fusta aceasta, dar dacă nu vă spun eu așa pentru siguranță, am ales-o evident pentru acest model superb și pentru culorile pe care le are pe ea. Îmi plac foarte, foarte mult și parcă se scot așa în evidență una pe alta. Și după cum se poate observa, vine pe mijloc cu un fermoar care se deschide sau se închide, depinde cum vrei să privești situația, de sus până jos. Materialul ei este unul mai grosut, deci poate să țină și puțin de cald. Și pentru mine este fusta cu lungimea potrivită, pentru că eu nu pot să port fuste chiar în toate lungimile, pentru că nu mă avantajează fiind destul de scundă, așa că lungimea acestei fuste este perfectă pentru o persoană minionă ca mine. O să și probez ca să înțelegeți mai bine la ce mă refer, dar mie îmi place foarte mult cum vine și cum mă simt eu în ea. Este și o fustă așa cu un material mai structurat. În concluzie, îmi place foarte, foarte mult pe ea. Încă n-am apucat să port pentru că a fost destul de frig afară, dar acum că se încălzește treptat, de-abia aștept să iau cu o pereche de dresuri și să o scot din casă. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l arăt este evident perechea de încălțăminte și mi-am cumpărat de data aceasta din Zara o pereche de mocasini, niște mocasini din lac foarte eleganți și foarte stilați din punctul meu de vedere și au detaliul acesta în față, au câte două ciucuri și mai au și puțin auriu pe acești ciucuri, iar auriul se regăsește și la tocul acestor mocasini pentru că au un toc destul de micuț și ce s-au gândit ei să pună puțin auriu și acolo, dar oricum ar fi, arată foarte bine și mă duce cu gândul la stilul acela clasic, dar elegant în același timp și sofisticat. Deci această pereche de încălțăminte este chiar pe gustul meu și de-abia aștept să mai îmi iau și alte perechi. Deci, pe scurt, de-abia aștept să merg și eu prin magazine și să dau o tură și să cumpăr lucrurile acelea de care v-am spus încă de la începutul videoclipului.
Dragilor, acesta a fost videoclipul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut și dacă da, arătați-mi lucrul acesta apăsând pe butonul de like de mai jos. Și nu uitați că în secțiunea de comentarii aștept să-mi spuneți părerea voastră, așa că vreau să știu ce articol vestimentar v-a plăcut foarte mult din ceea ce v-am arătat eu astăzi, ce v-a trezit vouă așa interesul. Și mi-ar plăcea tare mult să-mi spuneți și ce stil vestimentar aveți voi, pentru că așa am putea să ne cunoaștem mai bine între noi și să mai schimbăm câte o părere. Așa că aștept să-mi scrieți în comentarii și dacă până acum nu v-ați abonat la canal meu, vă invit să apăsați pe butonul de mai jos pentru că astfel voi veți ști de fiecare dată când încarc un nou videoclip și dacă vreți să primiți notificare, trebuie să apăsați pe clopoțelul de mai jos. Și nu uitați că pe mine mă găsiți și pe Facebook și pe Instagram, așa că vă invit cu mare, mare drag să mă urmăriți și acolo. Și linkurile rețelelor mele de socializare, ca de obicei, le găsiți în descrierea videoclipului, așa că nu ezitați să aruncați o privire acolo. Și cam atât pentru astăzi, eu v-am pupăcit pe toți, sper că am reușit să vă inspir într-o anumită măsură și rămâne să ne vedem la următorul video. Pa, pa!